și acest premiu se duce persoanei. Bă, gata, ardem premiu. Ok, gata. Salutare tuturor, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de YouCraft 2, oameni buni. Și ultimul, din păcate, ăsta este ultimul episod din YouCraft 2, pentru că această serie se va termina, din păcate. Aici reconta mea nu mai este, pentru că a trebuit data trecută să o recoltez ca să eradicăm gălbeaza, că data trecută am luat o nouă boală numită convenient gălbează, pentru că eram bolun de gălbează, dar m-am tratat, acum nu mă mai doare nici burta, nici nimic, deși mi-a luat cam mult să mă tratez, și drept. Dar am revenit pe YouTube pentru că, na, de ce nu? Și, oameni buni, nu este astăzi drobișul, doamna și acela de la exact să mănânc eu niște cartofiori, că încă mi-e foame. Gen, am un apetit extrem de mare astăzi și poate că ați observat și voi acest micuț detaliu de aici. O să-l folosim ca să trollăm lumea astăzi, pentru că astăzi va avea loc decernarea de premii YouCraft 2. Deci, de asta, vă rog să dați și voi like, subscribe acolo, că videourile mele sunt foarte șmechere. Și haideți să mergem la primărie, că am auzit că au pregătit băieții ceva foarte interesant la primărie. Internetul meu face figură, oameni buni. Este normal, este o zi normală la mine. Haide, ca domnul! Internetul meu să faci... O, oh, bună ziua, domnul Bill! Haide. Haide, la premii! Bună ziua! Mamă, ce-au făcut oamenii de aici! Mamă, ce-au făcut oamenii de aici, ești nebun la cap! Da, dacă-s premii, merităm și noi niște gălbează, nu? Hai! Da, bine, da! O lună de gălbează, așa! Hai, bună ziua! Domnul Culdregana! Hai să vedem! Oricum! Sper că am creștut așa suficient! Bine ați venit! Oficial este, din păcate, sfârșitul YouCraft 2! Nu? Deși s-a terminat, acesta nu va fi uitat. Și trebuie să ținem minte niște lucruri. S-au suprat niște drăcii destul de mari pe serverul ăsta. În primul rând, ciuma de gălbează. Încă n-am luat-o sub control. Apariez 5 lei, încă e un silver fish pe aici pe undeva. Oricum, poliția a preluat controlul orașului. Urmai să facem democrație, dar am zis, se sfârșește serverul. Ce rost mai era? Și nici măcar n-am menționat planul pentru a-l jăpui pe domnul Mario. Nu se discută, nu există. Stai, ce? Voiați să-l jefuiți pe... Mai repet-o, stai așa, mai repet-o dată. Pune-aia în jos, Eu zic să ne calmăm, da? Bun. Da, oricum, cum ziceam, avem acum, cred că, 15 premii pentru toți nebunii, acești nebunei de pe YouCraft. Eu am să mă joc cu pompa de umflat biciclete până... Hell! Like, subscribe, bro. Sunt instabil după gălbează. Sunt un pic instabil. Oricare. Boala gălbează. Și acest premiu se duce persoanei. Ce premiu este? În primul rând, premiul pentru cel mai activ player de pe server. Drumroll, please. Andrew. Oh, primul premiu. Se duce pe scenă și un discurs, din câte știu. Primul premiu. Sunt foarte onorat să am primul premiu. Mulțumesc, domnule Cool Dragon Hunter, și mulțumesc acestui server, pentru că este cea mai minunată serie pe care am avut-o pe canalul meu de YouTube. Și și să sperăm că YouCraft 3 va fi și mai mișto și mai lung. Nu, Dali. Biloasă. Pahar. Desigur, dacă va exista, oricum. Paharul sus, trofeu sus. Mulțumesc. Doamne ajută. Baba Bowie. Avem primul okay. Așa. Și acum, pentru premiu pentru cel mai mare criminal. Mare păcat că n-am apucat să-l japuiesc pe Mario, că aș fi primit eu titlul ăla. Vorbind de lui, domnul Mario. Nu-l mai aruncați. Trebuie mare să vină pe scenă. Am decât de spus câteva cuvinte. Chiar nu vreau să ajung așa, dar domnul Galaxy m-a influențat destul de mult să ajung aici și uite că până la urmă am câștigat acest premiu mirobolant. Va adopt. Dumnezeu! Ce-a fost asta? Nu suntem pe Fortnite! Hai că trebuie să mă gândim. Cineva s-a jucat prea mult cu jucăriile lui Tesla.
asemenea, domnul Mario. Andu. Nu, nu, nu îi le mai arunca. Stai pe scenă și așteptă să vină el la tine. Spun. Pentru că ai primit un bonus cu o vacanță de 5 luni plătite all inclusive la închisoarea de pe Ucraina 2. Da. Wow, abia vă așteptăm pe la noi. Abia vă așteptăm pe la noi. Hai. Nici să nu te gândești, Mario. Eu mă joc cu premiu ca premiu pentru cel mai bun constructor de pe server. Băi, mi-a dispărut premiu. Ha? Mi-a dispărut premiu. La mio, la mio. Nu știu cum de mio, da. Deci, domnule Cool Dragon, vă rog, nu-l mai aruncați că la mi-a premiu. Mi-a sordit premiu, domnule Cafe. Cum spuneam, premiu pentru cel mai bun constructor. Deși nu s-a, mi se pare corect, dar veniți încoace, domnule Bill, ați câștigat! Yeeey! Miloase! Mișto, așa. În primul rând vreau să-i mulțumesc mamei, prietenilor, tatălui, soră mii și vouă și da. Oricum, ideea este, eu am construit majoritatea chestiilor, mai ales primăria în care ne aflăm acum, așa că da. Vă mulțumesc și voi continua cu treaba bună. Aia, ar trebui să existe aplauze, dar ok. Da, vă stau eu, o rundă de aplauze. Și acum, ține cara dată cu fulgerul, cara dată cu fulgerul, poate să-i arăt capătul de afaceri al unui grenade launcher. Hai, următorul. Premiul pentru cel mai bun polițist dintre noi toți. Naa. Din pura și din faptul că restul poliției a fost relativ coruptă, domnule Bill, treceți în coana voi! Mersi foarte mult! Mă întreb oare cine se... Na, hai să nu! Vă mulțumesc! Mă bucur că v-am ținut orașul safe, îmi pare rău că v-am luat democrația, dar nu puteam risca ca altcineva să ia conducerea. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și... Da! De ce ai arătat un spre mine? Jos cu tirania! Jos cu tirania! Bandu, potolește-te odată, nu te mai băși! Cel mai mare afacerist în mod legal, domnule Mario! Da. Premiul acesta revine unicul, inegalabilul, mult prea premiatul, domnul Bill Cipher 256! Băi, Eriguin numai el le primește, deci Eriguin, deci nu! Ho, ho, ho! Adu, eu zic să te potolești, eu zic să te potolești! Fratele, shut up, ia o sarma! Sarma! Meu frate și fata! Am dat-o eu liniște, ia o sarma! Gătită, împachetată și făcută cu multă dragoste de însuși Bill Cipherini, condus de mine, desigur. Oricum, vă mulțumesc că e mult și pentru premiul ăsta și da, sper că v-am satisfăcut nevoile. În sfârșit, o schimbare de ritm. Cel mai bun primar, bine, am avut numai unul teoretic. Domnul Andu, treceți în coa. Oh, aia zi. Cum are mai multe ca mine. Ce mișto! Imposibil. E timpul pentru discursul anului. E timpul să mulțumesc tuturor oamenilor care m-au susținut până aici. Mă bucur că v-a plăcut mandatul meu. Domnul Mario, vă potoliți. Cine a dat? Bă, și parcă... Bă, stai așa, de ce nu merge tabu? Oameni buni, am constatat că nu merge tabu. Ce se întâmplă? Nu contează. Poate... Liniște. Acum, cel mai cu minte jucător. Asta că e o premieră. Domnul Gabriel, treceți în coan. Nu e cel mai cu minte jucător și am și un motiv. Îmi tot fură premiile și sarmalele. Ca să spun pe față, domnul Andu, ați răpit un om, domnul Bill, ați devenit un tiran, domnul Mario, mai zic, și eu, aproape că eu, pe lângă nenumărate cazuri de subordonare, să vă fie rușine. Singurul polițist care a mers la închisoare și am deținut arme explozive pe care le-am plantat în restaurantul domnului Bill. Stai, ce? Le-am scos bai calmi, ca privește. Care mai dă cu trăznetul, îi se ia premiul. Nu, bun, felicit, stai, ce? Și viața, nu?
Nu. Așa, oricum v-am să zic felicitări domnul Gabriel și... Țineți-o tot așa. E discurs frumos. Ca să ținem situația, ca să ținem situația care chiar să-ți potrivească că dăm blocul de aur, domnul Mario, treceți în coa, premiul de cel mai bogat! Da. E clar. No, asta chiar e, asta chiar e pe față. Asta chiar e adevărat. Dau click. Nu mă faceți că dau click drept în momentul ăsta. O întrebare de la mine care dintr-un motiv sau altul am devenit temporar pentru 5 secunde jurnalist. Câți bani aveți, domnule Mario? Prea mulți. Da, sunt agenți IRS. Jos cu. Era să zic ceva ce da. Jos cu stai, nu. Apropo, cine mai dă cu trăsnetul, am zis deja, dar o să o fac prin shooter. Ai, pe capul meu. Și te bolosește de grăbată. Jos cu ce. Oameni buni, asta chiar că e specială. Cele mai multe și cele mai diverse morțe pe toți anorul Dramo, oameni buni. Gold Dragon Hunter. Deci îl ție în inventar. Wow, ce mișto! Cum ziceam, wow. Cel mai bun actor Short World România, Gălgie, Bill Ciferini! Wow, eu sărmâna! Mă întreb de ce, oare? Mă întreb de ce? Asta se schimbă de ce. Dar asta mai încolo! Ok! Eu cred okay. că o să mă duc și eu în umbră, nu știu, Mario, da, gen e un pic ca umbră în direcția aia. În opinia mea, am luat un pic cam multe premii și cam repede. Presimt că astea au fost cam toate, așa că mulțumesc cu oameni buni și o seară bună. Cel cu cea mai mare fermă dintre toți oameni buni, Maria Glar. E clar. Mario, trece în coa. Aia zic. Îmi scapă click-ul, deci îmi scap dacă mai primește Mario un premiu, se zice că îmi scapă click-ul. Azi de cât de zis, am format lucrurile alea în farmele de pământ. Liniște, bă, lasă discursul. Deci, fiți atenți, am farmat cropurile alea cum am farmat și gagicile în viața reală. Da, dă-ți șapca jos când vorbești. Tu vorbești, mandule, mă. Cel mai sar în toc, cel mai lipit de pământ, cel mai la sapă de lemn dintre toți cei sapă de lemn, acela fiind eu. Mai avem doar 4 premii, oameni buni, cel cu cele mai multe arme, domnul Mario, treceți în coa. Bă, nu, am zis că dacă mai am Mario un premiu, deci mă jur, deci nu. Bine, mă arăt frumosul meu, frumoasa mea armă. Bine, mă potolesc, gata, s-a consumat, nu mai am durabilitate la el. Așa cum este. Hai. Deci avem minunatul meu, dispărător de poliție. Liniște, lasă! Acum avem... Nu, premiul ăla e la final. Premiul e la final. Acum avem premiul dublu. Cel fiind... Am zis că e la final! Hei, mai avem un premiu special pentru domnule domnule. Nu, ăla e la final. Ok. Oaspetele noastre domnare, cel cu cel mai mișto skin, deși asta sună un pic din penumbră, virusatul, incomprehensibilul de important, Umbra! Salutare, Umbra! Umbra! Ce prezență aici cu noi pe scenă! Premiu pentru mine e să trăiți. Așa, curs virusatule, te rugăm frumos? Da, sincer. În primul rând, Umbra, adică eu, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați gândit și la virusatul, cum ar zice, tot mai de față pe mine. Și da, mă bucur că m-ați introdus și pe mine în chestiunța asta voastră și vă urez... orice plăcut și, în general, o să am grijă de voi și mai ales de tale. Auzi, dacă ai, mersi, tu ai grijă de fractul, eu zic să vii aici, lângă el. Apropo, oameni buni, aș vrea să vă arăt o chestie la care am lucrat eu în tot timpul ăsta. O schimbare de look. Fiți antena la asta. Oh my god! Așa. Ce credeți? Bă, arată mega mișto, sincer. Arată mai mișto ca înainte.
Și iau spatele pentru... Da? Pentru Bancavis. Vin aici să iei un loc de băieții grei. Am treabă, trebuie să... Nu, dar na, mereu voi fi în umbra alături de voi. Trebuie totuși să am grijă să nu voi zici ceva. Protejează-ne! Bravo, ființă ciudată ce ești! Stai, ce-a zis? Pe acum, oameni buni, ultimul premiu care ne mai rămâne în seara asta. Specialitate care aparent este la dublu. Acea fiind, wow, și Bill și domnul Baro, amândoi aveți număr egal de premii! Let's go! Mie îmi dă... Doamne, le ajută! Ne le-a dat, sper că, pe aia la care trebuie, da? Bun. Deci nu. Bandule, mă, bandule. Toată lumea pe el, pe el, pe mama lui! Ok, gala de whatever, hai la screenshot. Bă, mi se pare că Umbra arată mult mai mișto acum, am câștigat numai două premii, e riguit, a fost riguit. Riguit este gala premii. Păi dați-mi costumă, bă, înapoi, dați-mi costumă, bă! Toată lumea jos de pe scena mea! Biloase? Nu, eu n-am nimic, frate. Mario? Vă pe toți! Cine i-a luat costumul lui Andu? Bă, eu. Nu eu. A, s-a despawnat de la fulgere, clasic. Păi, dacă te-am mâncat? Atunci eu voi fi la special fără costum. Hai să batem trofeul împreună. Hai, salut. Vezi? Trebuie să facem scrie. Hai la scenă. Nu. Da, putem să mai adăugăm una pentru premiul lui domnul Cool Dragon. Măcar XP-ul vie la mine. No. Bă, mi s-a părut interesant. Da, Ucraft 2, seria unde totul merge bine. Aproape bine. A fost și în trailer citat toate. Premiile mele! Premiile mele frumoase! Trofeele mele! Jos labele! Bătaie! Jos labele! Eu nu mai am arme! Nu! Care trage nașpa? Olo, bă! Oh, nu, bătaie de final! Nu mai facem niciun screenshot. Eu doar nu vreau premiul. Deci nu mă mai interesează. Care bubuie ultimul. Așa, bătaia de final. Nu! Îmi ștergeți itemele. Termi. Cum ai că ți le șterge? Bă, gata, ardem premiile. Bă, gata să n-ardem premiile. Gata, ardem tot, nu doar premiile. Bun, eu am furat premiile lui Bill. Oh, hell. Ce-am dropat? Am furat și portofelul lui Bill. Bă, stai că i s-a resetat codul și acum o să intru în el. Ok, stai șterg briefcase-ul. Ca să n-aibă lumea bani, să arde cineva briefcase-ul ăsta, așa. Că o să dăm harta la download, dar nu vrem să aibă lumea din banii noștri. Și da, oameni buni, aveți harta la download dacă s-ar mai auzi ceva. Bă. Ești bolul de gălbează. Bă. Bă, știi ceva? Bă, hai să ne calmăm. Stăm premiile acum. În foc! Să moară în chinuri, ai tăi mele. Incizie, frate, încoate, ce-i noapte? De ce? Care a dat slash kill? Mario iar a hack-uit serverul. Deci de la premii la debandată totală. E bine, hack-uit serverul. Am mai avut ce iteme? Care mi-a dat slash kill de la Tarzan? Am mai avut ce iteme? Mama! Ok!
Ok, ai totuși să facem un server. Bă, s-a reparat tabul, dar umbra încă e pe server. Cam asta a fost, oameni buni, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe și ne vedem în următorul episod. Și pa, pa! Cam asta a fost și seria. Nu uitați că aveți harta la download, nu uitați de like, subscribe, intrați pe site-ul meu, dați-mi follow pe Instagram, pe TikTok. Dacă scurt mă reapuc de YouTube, oameni buni, abonați-vă și la Mario Gaming, aveți și perspectiva lui în descriere. Și... de cineva. Eu vă urez. Și domnul Gabriel. Ne revedem data viitoare. Haideți. Ne vedem în extinție, oameni buni. Și papa, cam asta a fost eu, cravata mea.